82 de țări și organizații internaționale au semnat declarația finală a summitului de pace din Ucraina. De ieri și până astăzi, Irak și Iordania s-au retras de pe lista semnatarilor din motive necunoscute. Alte state pot adera la acest document și ulterior au anunțat Ucraina și Elveția. De pe lista absenților sunt și prieteni ai Rusiei, precum țările din grupul BRICS și Austria. Potrivit textului agreat după summitul din Elveția, toate părțile implicate în război trebuie implicate și în procesul de pace. Integritatea teritorială a Ucrainei trebuie să fie respectată, iar miile de copii ucraineni răpiți de Rusia trebuie întorși acasă. În paralel, oamenii lui Putin, care n-au fost prezenți la aceste discuții, au spus că reuniunea a fost un eșec, pentru că Rusia nu a fost acolo. Îi contrazic totuși chiar imaginile care spun o cu totul altă poveste. Heroiam slava, glory to Ukraine, glory to its heroes. Slava Ukrainii!